North Barai. Am găsit o bătrânică cu bicicleta care vindea porumb din coș. O, cât de bună! E foarte bun. Nemții au construit acest poduleț care duce la templu. Acest templu este pe o insulică. Wow, ce frumusețe! Cât de bine a intrat porumb. Ce pot să fac cu ei? Trebuie să intru și prieteni. Cum se coleg, nu feri. Mama mea, poate vine vreun crocodil, poate de să... Și te ia. Și ia semințele. Caut altceva, nu floare. A, nu florile, da. Good? Good? Le coleg pe astea mai ofilite. Curăță lapte. Curăță frumos. Muncă foarte grea. Mă flași cât e salariul unui paznic sau unui om care verifică tichetele sau unui security guy. 200 de dolari pe lună. Scăpăm de porumb de așa. Wow, cât de tare e și templul ăsta. Băgat pe această insulică, au venit, au construit cu bărcile, au adus piatra. E, voilà, ce frumusețe! Ce minunatie în mijlocul acolo! Jai ataca Barai în fața noastră! Pe locul unui spital sau ce? Încă o oră jumate, încă un templu. Hai, au ce intrare ca lumea. O grămadă de budiști, șarpele. Cu 7 capete. Cu 7 capete. Din secolul 12, Preah Khan. Preah Khan. La ora asta deja se tirează o grămadă de lume. Ora 3. Când e căldura cea mai mare. Rămân doar grei la ora 3. Chiar că doar grei.
Poate o găsim și pe Angelina Jolie pe aici, nu? De ce? Când era în Tomb Raider. E imens și templul ăsta. O mică pagodă. Cel mai impresionant complex văzut până acum. Este imens, imens, imens. Aici era o statuie, dar s-a furat. Acesta era un templu de ceremonii. Okay. Yeah. And this? No. Sweet? No. Sweet. Okay. Mira, nada. And this? Yeah. Sweet? Yeah. And this? This one? And what is the name of this? The name? Milk fruit. Vom savura milk fruit.
un fruct din care iese laptele, foarte gustos și răcoros. Hai pe el. Prea gustos. Un fel de egg fruit. What is the name of this? Soda. Soda. Apa minerală. Fruit. Apa minerală. And what is the name of this? Never born. It's Tanti. Tanti? Yeah. What? Drum jod dot teh lagi. Ini Tanti. You want to try? Yes. Chanti. Chanti. Yeah. Chanti. Chanti. Hai să vedem Chanti. Thank you. It's a lot of water. Thank you. Ia așa. Mm-hmm. Are super multă apă înăuntru. Bagă-l să vezi cum e. Chanti. Super multă apă. Da? Ok, ciao. Ne-am alimentat cu fructe, am mâncat păsăciurate. Te glumă, ai mai scos? Temple Bayon. Wow, ce frumos e copacul ăsta, uite. Intrăm în templul Bakuon, care pare super mare. Uite o bătaie de maimuțe, toată lumea s-a oprit, ha? Mă! 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 Asta mă amintea și mie! Pe cot! Pe cot? 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 Asta mă amintea! Mă, cu pagină, ia flip, blu, nu, cam. Bufete. Ce să mai zic, suntem fascinați de minunăția acestui loc. Savurăm fiecare templu și ne minunăm de ce au făcut oamenii ăștia în secolul 11. Piramida. Templul. Piramida. Templul Baphon.
Wow, ce arhitectură, nu? Amazing. Foarte mult. Ne-am cocoțat. Mă ia să vorb. Mai e puțin. Wow, ce înalt poate să fie, nu? Acest templu. Wow. Wow. O, întreaga minunatie. O adevărată minunatie. Înainte se putea urca. Era ceva de acolo, nu? Vârf. Step by step. Am coborât din vârf. Dacă ai copii care au vârste mai mici de 12 ani, nu este accesul permis pentru ei. Și casele din ziua de azi, peste câteva mii de ani, o să vii să le vizitezi, să vizi ele, wow, între oameni în anii 2000. Ba, eu am din secolul 12. I-au pictat buzele dubioșii. La cât security e pe aici, nu au fost atenți la faza asta. Majoritatea dansează pe florile de lotus. Știau eu ceva cu florile astea de lotus? Cu siguranță le consumau cumva. Ia uite alții aici. Veseli, toți. Paken Temple, unde o să vedem apusul. Nu este chiar ultimul, pentru că sunt 100 de temple în zona asta. Ai nevoie să stai foarte, foarte mult timp dacă chiar vrei să le vezi pe toate. Un fapt se află Bak
Gizei, singura piramidă care a supraviețuit din secolul 10. Ultimul templu. Bătrânii și sunt puși la muncă să urce ceva trepte ca să poată să vadă apusul. Realitatea de la sunset. Și bineînțeles, nu? Apusul. Bătălie la apus. Pero Colby, yo me sumaría ya, que está cubierto por nubes. Sí, va. Hubble pentru apus. Ah, bătălie la ieșire. Hai să dăm drumul.